M-am întâlnit cu actualul meu soț. Noi ne-am căsătorit foarte repede. Eram nesatisfăcută de modul meu de viață, cu toate că trăiam bine, aveam de toate, eram mereu în vacanță, dar eu mă simțeam inutilă pentru familia mea. Eu mă îmbrăcam frumos, mă machiam. Eu am lucrat acolo foarte mult ca doamna de la poartă să înțeleagă că eu fac curat după multe luni. Nu este o rușine să faci curat, nu este o rușine să fii badantă. Noi 7 ani am încercat să facem copii și nu ne reușeam. Noi făceam dragoste, știi, ca strict pe calendar, doar ca să rămânem însărcinat. Nu ezitați niciodată să credeți în minuni și faceți dragoste doar pentru că vreți să faceți dragoste, că copiii o să vină pe urmă. Și, dragi mame, cât de tare n-ați iubi copiii, nu uitați de voi și de bărbații voștri. Astăzi vă prezint istoria Valeriei, care m-a cucerit prin perseverența sa și lejeritatea cu care vorbește, inclusiv despre subiecte considerate tabu. Îmi place că ea nu se rușinează să povestească despre reușitele sale, ci chiar îi motivează și pe alții să fie mai îndrăzneți. Însă, înainte de a afla istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să fiți la curent când voi posta un video nou. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să-mi scrieți un mesaj aici, pe Instagram, și puteți fi unul dintre următorii eroi ai monologurilor. Vă mulțumesc! Mă numesc Roznovanu Valeria, am 35 de ani și la momentul locuiesc în Italia, la Milano. De la o viață de lux m-am apucat să fac curățenie din plictiseală, ca acum să ajung să am o activitate care mi-aduce un venit de câteva 10.000 de euro pe lună. M-am născut în satul Ustea, din raionul Glodeni, și provin dintr-o familie simplă. Am crescut cu foarte multă dragoste. Am un frate pe care îl ador și cu care am o relație deosebită. Noi mereu ne-am ajutat, ne-am ascuns, am făcut tare multe nebunii de care nici până în ziua de azi nu știe nici mama, nici tata. Și eu cred că e multe lucruri o să le afle azi din acest monolog. Am crescut destul de greu. Am trecut prin sărăcie, am fost și cu vaca și la deal, cum se spune, am trăit și fără lumină și cu lumină, am trăit durerea și separarea de părinți, ca o mare parte din moldovenii de la noi, din țară, și cred că de aici și vin tare multe frustrări, din lipsa de iubire și de afect pe care noi am avut-o în copilărie. La o vârstă foarte fragedă, nu mai țin minte câți ani, părinții mei au hotărât să plece în Rusia la muncă și noi am fost crescuți cu fratele de bunica noastră. Practic am crescut în biserică, în altar. Ea ne-a ținut foarte mult ca noi să fim foarte religioși, fapt pentru care îi mulțumesc, pentru că am crescut ambii două persoane destul de cu minți calculați și simpli. Cu fratele meu poți să faci orice treabă, el e săritor și exact așa sunt și eu. Eu pot azi să duc tratative de business, mâine să merg cu tine să-ți ajut să faci curat acasă sau să pun mână de la mână și să facem o clacă. Copilăria a fost destul de dură, pentru că chiar dacă atunci îmi părea ok, acum dacă să privesc în trecut, înțeleg că totuși am avut nevoie de mai multă iubire din partea părinților. Mama mea recent a găsit caietul meu de poezii de când eu eram adolescentă. A plâns câteva zile și l-a citit și recitit, iar zilele trecute mi-a spus că dacă eu îl găseam atunci, acest caiet, eu era să mănânc pământ aici, dar nu era să plec nici pentru o zi de lângă voi. Eu povesteam, de exemplu, durerea prin care trec când sună clopoțelul și toți copiii sunt cu părinții la școală, iar eu sunt singură. Când a fost prima dragoste și poate aș fi avut nevoie ca cineva să-mi dea un sfat și nu am avut de la cine să îl cer. Momentul când eu am înțeles că trebuie cu fratele să ne descurcăm noi așa cum am fost crescuți de mici și poate că în acele momente la fel aș fi avut nevoie de mai multă prezență a părinților. Înțeleg că ei asta au făcut-o pentru noi. La băieți, da, eu am fost așa un fel de zvezdăcică, zăjăgalăcică, ca spun, dar cred că educația pe care bunica mi-a dat-o religioasă m-a făcut ca să fiu foarte calculată și am avut tare puține relații. Practic am avut o relație de 5 ani și relația cu care o am în prezent cu soțul meu. Prima dragoste a fost destul de toxică, dar toxică nu din partea doar a lui, a fost toxică pentru ambii. Doi copii, doi proști, ca să fiu sinceră, cu bătăi reciproce, cu ceartă, scandal, putea să avem casa plină cu prieteni și să sară capacele, să strântească ușile, geamurile. A fost foarte violentă și foarte toxică. Am fost un cuplu, noi nu am fost căsătoriți, dar urma să ne căsătorim în momentul când eu am hotărât că vreau să lăs. Și aici a urmat tragedia vieții mele. Eu am fost cea mai rea fată din sat, mai n-am fost biciuită, aruncată, ars pe rug, până și părinții mei mi-au spus că poate undeva trebuie să mai pui capul în jos, pentru că, iau, noi deja ne spunem cu uscri, la noi deja tot e plănuit, dar eu am mers fermă, hotărâtă și eu sunt foarte fericită pentru asta și eu cred că și el ar trebui să-mi fie recunoscător pentru că eu am luat această hotărâre. Pentru că dacă continuam această relație, eu cred că era să fie mult mai dureroasă pentru ambii. În momentul când apar copii și această relație este atât de toxică, acolo deja cresc copiii cu probleme. Eu eram tare, mă prindeam foarte repede ca scânteia. El era foarte gelos, dar gelos că dacă se uita cineva la mine, el putea să se întoarcă și să-mi spui cine el. Zic, verișorul meu m-a salutat, tu ești o curvă, tu tot bălțul ți-ai verișor. Și de aici se pornea, am ajuns când am primit un pumn care ne-a rupt mandibula. Și până în ziua de azi aici este un zgomot foarte mare care urmează să fie tratat. Iar eu ca răspuns i-am tras un cap în nas și el și-o pierdut cunoștința. Și eu cred că asta nu este normal și de asta trebuie să fugim toți. Și nu trebuie în primul rând să ajungem aici. Și eu sunt recunoscătoare universului că relația mea de după el m-a ajutat să înțeleg că dragostea nu este gelozie, că dragostea nu este despre lacrimi, că dragostea este despre libertate și confort. Între timp eu am făcut colegiul pedagogic și am înțeles că mie asta nu îmi place și m-am înscris la facultatea de drept. La facultatea de drept, eu întâmplător m-am întâlnit cu o prietenă de-a mea din copilărie și am reluat relația noastră de prietenie pe care o pierdusem de ceva ani. Și noi nu mai știam nimic una despre alta, adică cum am evoluat, cum ne-am schimbat. Eu am revăzut-o și am luat-o ca pe prietena aceea mea sinceră și bună din copilărie. Această reîntâlnire mi-a adus o situație tare tragică și tare dureroasă mie ca adolescent. Și de această situație, practic, știu doar 3 persoane din viața mea, dar eu am observat că după ce eu am spus-o soțului și altor 2 prieteni, eu am simțit așa o ușurare și o eliberare. Această situație din trecut m-a îndepărtat foarte mult de biserică și tot această situație a pus punct carierei mele în juridică, carierei care de fapt nici nu s-a început, pentru că eu atunci am înțeles că ea nici nu o să aibă loc. Pe data de 2 martie, prietena mea din copilărie m-a invitat la ziua ei. Mi-a zis să mai iau cu mine o fată, 2, la care eu am întrebat unde și ea mi-a spus că la saună. M-am mirat foarte mult pentru că saunele la noi în Moldova nu prea au avut niciodată o reputație atât de bună. Mie mi-e foarte greu să vorbesc pentru că părinții mei nu știu de asta și chiar e foarte greu să pot să dau aceste detalii. La care eu am întrebat, de ce anume saună, cine o să mai fi? Zic, nu, o să fim doar noi, câteva fete, să luați făină de mălig, ca să ne facem scraburi, cremă, eu am comandat ceva de mâncare, bem ceva, nu recunosc că eu mi-a plăcut să mă distrez și să fiu nebunatică. Pricucenile mereu au fost după mine organizate de mine în companii. Ok, Zis și făcut. Seara ne-am văzut la saună, tot normal, eram doar trei fete, mi-a părut straniu că suntem doar noi trei, am mâncat, am băut, am început să facem saună, scrap, ca la un moment dat să bată cineva la ușă. Și au intrat trei bărbați, destul de burduhoși, cu lanțuri la gât, dintre care unul avea un lanț tare deosebit, care aducea aminte de lanțul preotului. Și așa și a fost. Era un preot și doi bărbați din lucrători ai procuraturii, judecătorii, nu mai țin minte, ceva de genul. Cu unul dintre ei m-am văzut de foarte multe ori la practică. El probabil nu m-a mai recunoscut pentru că eu m-am schimbat între timp și noi am fost doar câteva minute în contact cu el. Dar eu de fiecare dată când l-am văzut am retrăit aceste momente și anume unul foarte dramatic la care o să ajung. Eu nu o să uit niciodată când am văzut că ei intră, cum am întrebat-o pe prietena mea de asta ce-i și spune, a, asta... niște băieți, zic, care băieți, că e de-o seamă cu tata meu. Și ea și-a plecat cu unul din ei, eu nu mai țin minte. La un moment dat eu văd un nene cu burtă, care era domnul din procuratorul judecătorii, eu nu mai țin minte și nici nu știu acum cu ce el se ocup, cu un prosop alb așa. Și asta este și unica, pentru că eu cumva am consumat tot acest eveniment, dar dacă închid ochii și mi-aduc aminte de ceva traumatic din viața mea, ar fi imaginea când nenea cu prosopul ne-a arătat așa. Să mă așez la dânsul în brață. Și atunci, eu sunt omul care nu prea are frică din nimic. Dorin, eu nu mă tem din nimic în afară de Dumnezeu, dar atunci țin minte că am simțit... frică, teroare, am înțeles că până aici a mers ostașul. Dar și de acolo eu am scăpat printr-un pricol care o să vă-l povestesc acum. Eu m-am așezat și eu nu știu cum la mine în așa situații capul a putut să mă aducă înapoi la facultate când m-am înscris și când se făcea apelul. Când ajungea la familia mea de domnișoară, secretarul, profesorii cumva se deveneau așa mai serioși. Ca într-o zi cineva să mă cheme după lecție și să mă întrebe, tu ești nepoata lui secretarul? Și eu am zis că da, eu nu știam cine e secretarul, cine, dar dacă eu sunt familia secretarului, și normal că sunt nepoata la cuiva secretarul. Ca pe urmă să aflu că asta era o persoană foarte influentă tot în domeniul cu judecători și așa mai departe. Și probabil că și acum eu nu mai știu când nu l-am cunoscut niciodată pe omul ăla. Când eu m-am așezat în brață la domnul din procuratură, eu mi-am adus aminte de secretarul și zic, uite, eu înțeleg că eu nu am putere să mă bat cu neatale, să scăp de aici. Nu, tu ești bărbat, eu sunt copil. Eu nu am nicio treabă cu saunele și cu tot ce s-a întâmplat aici. Eu aici am nimărit din întâmplare și din amăgeală. Fă ce vrei. Eu sunt mâinile tale, dar vreau să-ți spun un singur lucru și dacă vrei poți să arăt în geantă că avem ceva de la universitate, ca e scris. Familia mea este secretarul. Eu cred că eu nu trebuie să spun ție cine-i secretarul, că tu știi. Și nu trebuie să spun nici eu să urmez după asta, că ori tu faci ce ai de făcut și mă ușiți și nimeni n-a să mă mai găsească. Ori eu ați ies de aici și eu ați povestesc despre tot ce s-a întâmplat. Și eu am văzut pe fața lui așa o seriozitate și un dubiu și parcă m-ar crede și parcă nu știu și zic, a, și tata meu e fost polițist. Și asta și mai tare o să agraveze situațiile. Tata meu foarte puțin a lucrat în poliție. Și el ne-a spus, cu cine ai venit aici? Cu colega mea. Ea știe de ce și aici? Zic, nu, e fix ca și mine, a venit la o simplă zi de naștere. L-ai luat-o și ați pizdit-o de aici. Și dacă vreodată în viață, eu o să te mai întâlnesc pe undeva din localurile care nu n-a să te ajute nici moștul, nici nimeni. Și ce crezi? Eu niciodată în viață n-am mai fost la nici o saună, nici cu soțul meu, nici singură. Pentru mine asta este tabu. Preotul între timpul o tras de prietena mea. Eu într-o zi am trecut pe lângă biserica în care el slujește și fratele meu s-a făcut cruce și numai eu știu ce am simțit în momentul ăla când... și el încă ne-a făcut observații și am spune că eu am observat că tu nu-ți mai faci cruci când treci pe lângă biserică. Zic, eu îmi fac, dar nu la toate bisericile. Și cumva el a luat-o ca pe o glumă și eu nu am continuat mai departe, pentru că nu am avut curajul nici măcar lui să-i spun, cu toate că noi știm toate secretele noastre. Și unul din motivele pentru care eu nu am vorbit până acum despre asta este anume fratele meu. El pentru mine este o autoritate și cu toate că este mai mic și cândva eu eram creșa lui. Eu știu că bărbatul și eu venit acolo anume pentru sex și asta este foarte dureros pentru că popa avea acasă o matușcă și omul avea acasă o soție și probabil că și copii care la rândul lor și ei o să fie adolescenți. Și îmi pare foarte rău că asta în societatea noastră persistă atât de mult și un apel către mame să vorbească cu fetele lor, pentru că la noi nu se vorbește, la noi sexul este tabu, dar toți fac sex. Și însăși faptul că eu am spus cuvântul sex în fața camerei pentru cineva sună ca o înjurătură, dar asta nu este înjurătură. Eu vreau ca fiica mea, dacă vreodată o să ajungă în așa situație, eu să fiu prima persoană la care ea o să apeleze. Dar eu vreau să fiu atât de deschis cu ea ca aici nici măcar să nu se ajungă. Cazul ăsta pe mine tare m-a îndepărtat de biserică. Eu la biserică am fost doar când am botezat copiii mei, chiar recent am fost cu mătră și eu m-am pornit, dar eu nu am reușit să intru în biserică. M-am dus pe urmă direct la cumătrie. Și eu recent am cunoscut eu înțeleg că noi trebuie să separăm, că poate el și ca preot e foarte bun, pentru că acolo era omul. În biserică este preot. Dar oricum la mine în capul, la vârsta aceea, și chiar și am multe chestii nu se unesc, ceva lipsește în puzzle, dar cu mintea asta de amu, eu pot să vă spun că noi avem prea multe prejudecăți în societate. La noi matușca trebuie să nu danseze, să nu vorbească, să nu facă asta. Eu recent am cunoscut o familie de preot și matușcă din raionul Glodeni, unde matușca este vie și preotul, când se uită la dânsă, lui ard ochii. Uite, de așa, mătuști, noi avem nevoie. Mătușca, pentru mine, trebuie să fie un coach. Cine îți duce la biserică? Oamenii care au nevoie, femeile care au nevoie să stea singure, să plângă, să se roage. Păi uite, mătușca pentru biserică trebuie să fie coachul societății, care să știe cum să discute cu fiecare femeie în parte, să-i dea un sfat și poate ca și să o ajute și în spovedanie mai mult, pentru că femeile când au de voie, ele cu mare greutate o să-i spui preotului ceva, dar noi trebuie să vorbim. Și eu tare sper că faptul că eu, că alte femei vorbesc despre asta în public, să sensibilizeze și să dea curaj femeilor să vorbească atunci când este nevoie, pentru că cauzuri ca al meu cu sauna, cred că sunt 1 milion și la practică, când colective între bărbați, în poliție, judecătorie, spitale, fetele noi practicanti, eu am fost și eu la rândul meu, sunt tratate foarte urât. Și asta îți omoară, tu poți fi cel mai bun în domeniul tău, dar dacă tu ești trimasă după plășinte și când intri în cabinet, ei se râd și se uită la tine ca la o bucată de carne fragedă, asta ți-a omorât toată dorința ca tu să te dezvolți în domeniu. Și te apuci de făcut machiaj, pricioscă, doar ca să nu faci ce pentru ce tu ai învățat și ai studiat. Și fetele noastre sunt tare bune în aceste domenii care reușesc să fie mai puternici ca sistemul și să meargă mai departe. Eu de atunci am rupt relația cu fosta mea prietenă și nu ne-am văzut foarte, cred că de atunci noi nu ne-am mai văzut până anul trecut, din întâmplare. Și ea tot s-a schimbat foarte mult, ea nu mai este fata care probabil că a avut o perioadă în viața ei un pic mai deosebită, dar eu nici într-un caz nu o acuz, pentru că asta este responsabilitatea mea. Eu am ajuns acolo, asta este vina mea că nu am știut unde mă duc cumva. Eu am ajuns, eu am scăpat de acolo, pentru mine fapta este consumată. Eu nu sunt supărat pe nimeni, eu mă simt foarte liber acum să vorbesc, cu toate că prima dată când eu am povestit despre asta a fost foarte tragic și cu foarte multe lacrimi și deloc atât de degajată și de sinceră, pentru că atunci eu nu doar am povestit ce s-a întâmplat, dar cumva am răspuns și la întrebarea pe care toți o au față mine: de ce tu nu mai mergi la biserică, fata ce e așa de credincioasă? Și eu mi-am răspuns mie atunci, cu toate că eu chiar și în această perioadă, da, eu nu am mai mers la biserică, dar eu am vorbit direct cu Dumnezeu fără păsrednici. După ce am absolvit dreptul, am studiat la Bălți, m-am întâlnit cu actualul meu soț, Marius. A fost o întâlnire tare hazlie, eram la oprirea din sat, așteptam alt băiat cu care ieșeam atunci. El m-a invitat la o cafea, băiatul nu a mai venit, nu știu cum, până la urmă eu am ieșit cu el la cafea. Noi ne-am căsătorit foarte repede. După 5 zile eram deja logodiți, ceruți, luați. Eu l-am cerut, dar asta deja este o istorie pe care o cunoaște foarte mult lume. Eu l-am sunat și am spus să cumpere flori. El m-a întrebat pentru ce. Eu am spus tu cumpără și ai să vezi. Și am făcut inele din sârma de la șampanie. Și, nu, de miedi, nu știu de unde avem niște sârmă de asta de miedi roșii, și am făcut două inele și l-am întrebat dacă vreți să căsătorească cu mine și el a spus că da, și de atunci noi ne-am căsătorit. Dar el era contra căsătoriei, el avea 35 de ani, dacă stat el pe mine m-a amăjit, eu am descoperit asta după și m-am măritat cu dânsul pe Facebook, când ne-am găsit întâmplător profilul. El ne-a spus că are 30, dar el arăta și arată. Noi aveam o diferență de 14 ani, dar el arată foarte bine și acum. Cum și atunci. Și eu am înțeles că pur și simplu ăsta este omul care o să-mi schimbi viața, viziunea despre viață, căsătorie, bărbați și tot. Eu am văzut un om liber, un om care nu are complexă, nu are graniță, nu are limită. Un om la care te uitai și el radia dorință de viață. Ceea ce eu aveam în interior, dar aveam frică să exteriorizez ca să nu fiu judecată. La care când el mi-a spus că el este contra căsătoriilor, el nu vrea să căsătorească, asta a fost în prima zi când noi ne-am întâlnit și eu zic ok, dar tu ce îmi spui asta? Nici eu nu am intenția să mă mărit cu tine, în primul rând pentru că tu nu-mi place. Ca după 5 zile eu să-i propun lui să ne căsătorim și el să accepte și noi suntem căsătoriți de 15 ani de zile, cu rele și cu bune, dar aici țin să vă povestesc cum un om, un moldovean, a reușit să facă din mine fata nebună, geloasă, isterică, un om atât de degajat și liber care sunt acum. Noi în primele 5 zile doar ne-am sărutat cu pasiune și după ce el a acceptat să se căsătorească cu mine, în aceeași zi am făcut și dragoste și de atunci am fost mereu împreună. Cumva cred că asta a fost prejudicata asta noastră, ca femeile să nu facă dragoste până la măritiș, cu toate că mai bine până la decât după, eu zic. Asta eu cred că e normal, dacă tu nu ai să trăiești ceva în tinerețe, ai să vrei să o trăiești la bătrâneță. Și cumva aici ești în dezacord, tu ai să fii rău sau atunci sau amu. Și văpșe sexul nu e despre rău, hai să fim sinceri, e numai despre chimie. Dar sigur că este și chestia asta că femeile trăiesc, căsătoresc cu primul bărbat care l-au cunoscut și trăiesc insatisfăcute până la adânci bătrâneți. Asta este o problemă foarte mare în era asta noastră post-sovietică, pentru că femeile au frică să spună bărbatului ce doresc. Poate bărbatul ar putea să o satisfacă, dar el nu știe ce ei vrea, ce ei place, pentru că ea știe că asta e rușine. Ea nu poate spune asta. asta e o școală cumva, e o educație între soț și soții, noi trebuie să vorbim despre asta. De ce eu trebuie să fac ce vrei tu și tu nu ai trebuit să faci ce vreau eu? De ce noi trebuie să avem rușine să vorbim asta? Că până la urmă soțul tău este cea mai apropiată persoană pe care tu o ai după căsătorie. Până la căsătorie este familia ta, după căsătorie este soțul tău. Eu am avut noroc ca soțul meu să mă educe în cea mai frumoasă direcție. El m-a învățat să nu fiu geloasă, pentru că prima dată când eu pe dânsul i-am strâns valizele și i-am spus să duc la șulea, a fost când eu, nu știu de ce, am înțeles că el nu-mi controlează telefonul și înseamnă că el nu mă iubește. A doua oară când eu i-am strâns lui valizele, a fost în momentul când eu am spus că vreau copii, noi aveam 3 luni de când eram căsătoriți și el a spus că nu este momentul potrivit și eu am spus că a, tu nu vrei copii, înseamnă că tu nu mă iubești. La care el s-a uitat la mine și a spus că Valerica, tu la Paris ai fost? Și eu zic nu. Dar la Milano? Nu. Zic, eu prima dată la Chișinău am fost cu tine. Și el zice, apa asta și este răspunsul. Haide mai întâi să vedem lumea. Haide mai întâi să vedem dacă noi suntem compatibili unul cu asta. Că până la urmă noi am făcut un pas așa de rapid, nechibzuit și după asta o să facem și copii. Tot o să fii la timpul lui, tu nu retrăi. La care, desigur, că eu am luat asta ca un insult din partea lui, zic, a, ok, tu nu ești sigur dacă vrei să fii cu mine și noi deja suntem căsătoriți, znaci tu nu mă iubești, la noi tot se rezuma cu asta, znaci tu nu mă iubești. El încet, încet, prin gesturile lui, prin asta că mă oprea în loc să, aici a mai fost o fază care eu nu știu dacă eu o să fie aici sau toi sau tai, că e poșle, că de câte ori eu încercam să izbucnesc în isterie și să răcnesc la dânsul, el îmi spunea, nu striga la mine că mă excit. El zicea asta mult mai pe moldavski și el îmi spunea că tu ai un glas așa de pițigăiet că eu, unde ai strâji în public, unde ai strângi la mine, ai supățăști. Și cumva eu de câte ori și până ziua de azi încerc să stric, eu ne-aduc aminte de fraza aceea și la noi să oprești conflictul și noi râdem, glumim și mergem mai departe. Soțul meu a fost în Germania, cred că de 14 ori pe jos, la direct pe jos. El a fost una dintre primele călăuze care au dus foarte mulți oameni la noi din Glodeni în Germania, în Polonia după mașini, pe urmă în Germania și tot așa. El și până ziua de azi visează ca vreodată să ne merească la emisiunea aceea Top Gear sau cum se numește, când te aruncă în pustiu și tu trebuie să te îmbraci în cănilă și să supraviețuiești noaptea fără mâncare și eu sigur că el și de acolo ar veni cu victorie pentru că lui asta îi place, el pentru asta trăiește și eu undeva, cumva mă învinuiesc că căsătoria, copiii și tot ceea ce se întâmplă acum la noi, cumva eu furat lui din libertatea asta care o avea și înțeleg el de asta și nu vrea să căsătorească. Și noi acum lucrăm la asta, discutăm foarte mult despre tema asta. Dar de ce am vorbit despre Germania? Pentru că el era atât de aprins pentru tot ceea ce este Europa, oameni care pur și simplu îți zâmbesc când tu te duci la benzinărie, dar nu se uită la tine ca la un mudac și mai ca și cum nu te-ai dus la dânsul acasă și el s-o leargă. El e pentru oameni liberi, zâmbitori. Și el cumva mereu îmi spunea că noi o să plecăm în Italia, eu nu tare eram fascinată de asta, aveam prieteni aici, eram legat foarte mult de țară și el m-a dus pe mine acum 10 ani în urmă, aproape 11, la ziua mea, 16 noiembrie, în Italia, ca de atunci să nu ne mai întoarcem înapoi, doar în vacanță și prima dată după asta eu m-am întors doar ca să-mi fac actele, să rămân. Italia pentru mine a fost foarte tragică și am trecut printr-o depresie foarte, foarte, foarte grea pentru că eu m-am trezit fără prieteni, fără familie, fără un job pentru că eu nu aveam acte. Soțul și cumnata aveau afacerea lor, cumva ei erau, se duceau, veneau, aveau bani, aveau seria 7. Eu eram fata care face curat, mâncare și îi așteaptă pe toți să vină acasă. Fata aceea care organiza evenimente, care dansa țigănește la bal și ținea toată compania aprinsă. Sustâns era o femeie în lăsini și cu coc care pur și simplu aștepta ca soțul ei să vii sară acasă și el să-l bată la cap. De ce n-ai venit la ora aceea? Că mâncarea e pe masă, că state, dacă nu vine și întârzie, eu putem văpșe să-i arunc mâncarea la gunoi. Și el să mă întreabă, unii mâncarea, parcă mai sunat că e gata, zic, e acolo, poți să te duci și te servești. Și asta au provocat niște certuri și niște... Atunci tot am fost foarte, foarte aproape să divorțăm, pentru că eu nu eram fericit și eu atunci, în perioada aceea, am fost foarte rău cu foarte mulți oameni din viața mea pe care i-am iubit și după care eu încă mai tânjesc. Dar raporturile nu au mai fost preluate niciodată, sunt foarte prea multe supărări între noi create din acea perioadă. Eram nesatisfăcută de modul meu de viață, cu toate că trăiam bine, aveam de toate, eram mereu în vacanță, dar eu mă simțeam inutilă pentru familia mea, pentru societate. Aceea când tu trebuie să ceri 20 de euro și el te întreabă pur și simplu pentru ce, poate pentru ca să-ți scoată de pe card sau să-ți dea și tu e asta. El nu vrea să ne dea, pentru că eu aici nu sunt nimeni, pentru că aici nu-s banii mei. Sau vreo rudă de-a lui să te vadă cu mașina și să-ți spui că asta trăiește în puf pe schinarea lui săracul Marius. Și toate chestiile astea se adună și îți creează așa un complex de inferioritate și o depresie ascunsă pe care o vezi doar tu și oamenii din jur o prinez, o iau în nas, cum ar veni, și încearcă cumva să dea vina pe tine, fără ca să te întrebi, dar poate tu ai nevoie de ajutor. Într-o bună zi eu m-am trezit la bar, aveam fetița deja și beam o cafea dimineața ca să aud alături de mine cum un cunoscut de-al nostru întreba de cineva dacă nu cunoaște vreo fată care caută de lucru. La care eu ridic mâna și spun, Stefan, asta eu sunt. El se uită și îmi spune, Valeria, glumește, asta nu este un lucru pentru tine. Și eu zic, dar tu de unde știi care este lucru pentru mine? Eu caut de lucru, eu vreau să lucrez. Și el îmi spune, este un job la curățenie, ca menajeră. Soțul tău cred că nu o să fie de acord, pentru că toată lumea ne cunoștea, știa cum noi trăiam. Și eu zic, de unde tu asta ai hotărât? Deci de ce soțul meu ar trebui să fie de acord cu ceea ce eu vreau să fac? Și ca a doua zi să mă duc să mă cunoască familia. Am nimerit într-o familie tare, super, nu sunt niciodată în casă, tot în stil Buddha. Dar totuși eu mă duceam la muncă pe tocuri. Eu mă îmbrăcam frumos, mă machiam. Eu am lucrat acolo foarte mult ca doamna de la poartă să înțeleagă că eu fac curat după multe luni. Pentru că ea credea că eu lucrez în oficiu, la etajul 2, acolo era un etaj doar de oficii, ca mai târziu să înțeleagă că eu prea des duc gunoiul și asta fac doar menajerele și să mă oprească să mă întrebe, dar tu unde lucrezi aici? Și eu zic, uite, eu fac curățenie la doamna Sabina și ea zice că nu cred, eu am crezut că tu lucrezi aici undeva la oficiu, că așa ești îmbrăcat frumos. Ce vreau să spun eu cu asta? Vreau să spun că nu este o rușine să... faci curat, nu este o rușine să fii badantă, nu este o rușine să faci un lucru mai inferior statutului social pe care tu l-ai avut aici în Republica Moldova. Este o problemă dacă noi nu suntem de acord cu ceea ce facem. Dar eu cumva așa asta am luat-o într-un joc. Dacă familia mea la moment are nevoie ca eu să ies din depresie, să fiu o mamă mai bună pentru copilul meu, pentru că o mamă nefericită este o mamă toxică în primul rând pentru copil, asta e ceva fain, e frumos. Eu mă duceam acolo ca la o distracție. Am intrat, mi-am scos tocurile, mi-am îmbrăcat costumul de menajeră, am făcut curat. Prima dată când a venit ea acasă și a văzut marmura, că te uita întrânsa și te uita ca în oglindă, eu plâns, Sabina o plâns. A doua oară când eu le-am făcut o masă lungă, așa frumoasă, ca în filmele astea care ne uitam noi de copii, și i-am pus lumnări și i-am pus epidențe și nu aproape, dar separat, așa ca în film, și în mijloc le-am pus o vază cu flori și m-a întrebat și zic, tu ce viață ai avut până amu? Că nicio fată care a făcut curat la mine nu știe de așa reguli de conduit, cum să aranjezi furfurile, ce fel de pahar spui la vin alb, ce fel de pahar spui la vin roșu când ne pregătești nouă cina. Și deci, tu cine ești? De ce tu ai venit să lucrezi la noi? La care eu i-am povestit și când eu am plecat de la ei, eu am rămas tare, tare dezamăgită pentru că m-a pierdut, pentru că ea tare, tare m-a îndrăgit Și anume modul ăsta, cum eu eram ca la mine acasă. Dacă eu vroiam azi să-i cumpăr un buchet cu flori, o luam, aducem. Dacă vedem o lumânare, ea îmi spunea doar să-mi legi cecul ca să fie o... ca ea să vadă pe ce eu am cheltuit banii când cumva nu mi-am luat mie. Dar ea era ok cu tot ceea ce eu făceam pentru că ea asta îi plăcea. Și după care soțul venea, mă lua cu seria 7, plecam acasă, el era tare supărat pe asta, el spunea că lui e rușine, că asta nu-i normal, că și o să zic lumea, că el e un dobitoc, că el se duce încolo încoașe, dar eu fac curat. Dar asta erau problemele lui. Eu vroiam să fac asta și până asta tare m-a ajutat să ies din starea aceea de femeie toxică și nesatisfăcută. Am decis să renunț la curățenie pentru că prietena mea m-a ajutat foarte mult să mă regăsesc în alt domeniu. Ea m-a susținut zi de zi, sunându-mă și spunându-mi: Valeria, acesta nu este lucru pentru tine, tu trebuie să faci altceva. Am încercat unghii, gene și până la urmă ne-am oprit la tratamentele pentru păr și asta este și afacerea mea de bază la moment. Eu niciodată nu m-am văzut legată de păr, în primul rând, pentru că eu, de când mă țin minte, prima frază a tatălui meu dimineața era: tu iar nu te-ai chiaptănat, eu urăm să mă pieptăn pentru că eu sunt crețoasă și când eu mă pieptăn, părul meu devinea înfoiet, el nu-mi place și asta a fost mereu între noi o luptă, eu îl vedem și eu știam deja că urmează: tu iar nu te-ai chiaptănat, dar asta nu-mi plăcea. Și cumva când eu m-am trezit față în față cu părul, pentru mine asta a fost un șoc, pentru că eu nu iubeam asta, eu niciodată nu am visat să fac asta, dar eu am avut o creștere enormă. Eu în 3 ani am făcut o carieră pe care oamenii o fac în 10, în 15, în 20 de ani. Eu am lucrat o perioadă în casă, după care a venit COVID-ul, a urmat tare multe schimbări și eu am o valiză roză și cu valiza aia umblam pe la casele clienților. Că în Italia, așa și îmi scriu toate clientele mele, tu pentru noi ești fata cu valiză roză care a scandalizat domeniul beauty, pentru că în Italia nu exista așa ceva, un salon doar pentru tratamente. Deci la mine în salon tu nu poți să vii să-ți faci o simplă aranjare, noi nu avem asta în price. Eu pot să o fac, dar tu ai să o achiți ca pe un tratament, dar tu la noi îți faci un tratament și ai gratuit tunsoarea, aranjarea, nu exista așa ceva și nimeni nu a crezut că așa ceva în Italia poate să prindă, pentru că Italia este țara unde femeile odată la 2-3 zile, odată pe săptămână, se duc la coafor, ele nu își spală capul acasă. Și acolo o aranjare costă de la 12 la 20, 30, 40 de euro în saloanele de fiță și cumva toți îmi spuneau că lumea nu este pregătită. La noi cecul mediu la moment este de 250 de euro în salon. Lumea nu era, îmi spunea că nu o să am succes pentru că așa ceva în Italia nu există, și la care eu am spus că dimpotrivă, când toți închideau taparelele pentru că s-au speriat de COVID și au închis activitățile și au alimentat, eu am deschis-o. Și aici o să vă spun regula de bază, că o activitate deschisă în moment de criză, dacă are ceva nebunie sau ceva ce nu au alte activități, este din start o activitate de succes. Noi trebuie să deschidem atunci când toți au frică și închid, doar trebuie să știm că avem fișca noastră, avem ceva ce o să prindă la public. Activitatea oficială am deschis-o 3 ani în urmă, 3 ani jumate cam, iar anul trecut, într-un an jumate, noi am încasat 1 milion de euro. 1 milion de euro din tratamente pentru păr. Pare o nebunie, pentru că în Italia nu știu dacă mai există un salon care să aibă încasări de 1 milion de euro. Și uite, eu, moldoveanca, venită de undeva, cum mi-a spus mie Sabrina, doamna la care eu am lucrat, că ea este și clienta mea acum, mi spune: eu am 3 copii, dar ei sunt foarte bogați. Eu am 3 copii, dacă măcar unul din ei ar avea 10% din entuziasmul și dorința asta de a face ceva, l-ar avea, eu aș fi cea mai fericită mamă. Și aici eu vin mereu și cu răspunsul: înseamnă că trebuie să-i trimiți în altă țară. Pentru că tu te trezești față în față cu greutățile și tu înțelegi că tu singură, tu ești unicul om care poate să-ți schimbe viața. și trebuie să faci ceva. Cumva, faptul că eu am început să câștig foarte mult, aici soțul meu trebuie să facă un pas în urmă, a fost alegerea lui, pentru că când eu am rămas însărcinat cu al doilea copil, el și am zis și eu acum ce fac și el mi-a spus că eu o să te ajut, o să-mi iau eu responsabilitatea pentru copii, pentru că dacă tu acum te oprești, până tu ai să duci sarcina, până ai să ieși din maternitate, concurenții tăi o să fie mult înaintea ta. Dar dacă noi o să ne ajutăm și tu ai să treci prin asta, dar ai să te dezvolți mai departe, ei niciodată nu o să poată să te întreacă, pentru că tu ești numărul 1. Și asta mi-a dat aripi. Desigur, asta a adus și careva probleme în relația noastră și noi acum lucrăm și aici vin cu un apel la toți, faceți terapie. Terapia nu este despre psih, terapia este despre a-ți spune careva lucruri pe care tu nu reușești să le spui omului când nu mai este o persoană terță, pentru că de acolo izbucnește un scandal. Pentru că eu încerc să spun ceva și el nu-i de acord, pentru că el încearcă să-mi spui ceva și mie îmi pare că el are careva pretenții. De asta, oameni buni, faceți terapie și nu aveți frică. Soțul meu oricum lucrează, el mereu s-a ocupat de vânzările mașinilor și o face și acum. Chiar și el a stat câteva luni acasă cu copilul, cum ar veni în maternitate. Dar el lucrând de acasă a făcut câteva 18.000 de euro în 3 luni, dacă nu greșesc. El le-a adus în familie pentru că a lucrat la telefon fără ca să iasă din casă, intermediar, în vânzări. El cumpăra mașinile din licitație și cineva din Germania venea și lua și el avea o sumă de la asta. Dar s-a schimbat nivelul, cum ar veni, eu câștig mai mult. Asta, da, creează probleme, dar aici trebuiește muncă din partea la amândoi, pentru că nimeni nu te ține. Crește unul, al doilea trebuie să ajungă în urmă și tot așa. Eu vreau în familia mea să fie așa o joacă. Știi, ca căprioarele de când să ajung și să întrec. Asta ar fi frumos și asta ar fi fain. Ca niciunul să se simte superior și niciunul să nu se simte inferior. Pentru că dacă unul din noi se simte inferior, înseamnă că trebuie să lucreze la acest aspect și să mă ajungă. Și dacă eu mă simt superior, înseamnă că trebuie să-mi dau o palmă, să mă uit în urmă și să înțeleg de unde m-am pornit. Eu am omis un moment în toată istoria asta, prima mea sarcină. De ce vreau neapărat să vorbesc despre asta? Pentru că eu știu că asta o să fie foarte motivațional pentru multe femei și anume și pentru o prietenă de-a mea care trece acum prin această perioadă și vreau să vin cu exemplul meu. Noi 7 ani am încercat să facem copii și nu ne reușeam. Eu 1 an de zile nu am avut menstruație. Ea la mine nu exista. Eu eram programată în luna iunie la operație aici în Chișinău, ca în luna mai să aflu că eu sunt însărcinată. Mă duc la medic, fac test și acolo arată 2+. Mă duc la medic și îi spun, cât e 2 săptămâni, da? De el se uit la mine și zice că da, 5 luni, nu vrei. Eu eram însărcinată în luna a 5-a. Eu nu sunt nici nesimțită, nici bolnavă. Eu am văzut că în corpul meu se întâmplă ceva straniu. Eu am făcut teste, eu am fost la medic, dar tot a fost așa organizat ca într-un scenariu de film. Deci, eu nu aveam ciclu, respectiv nu puteam să rămân însărcinată. Am încercat să fac cure, am schimbat medici, era imposibil. Am făcut orice ca să pornim această menstruație, ea la mine nu era. Am văzut că eram foarte somnolentă, mă îngrășam așa de tare, dar eu mereu am fost grasă în zona burții. Eu dacă nu sunt atent cu și mănânc, am fost operat la intestin și eu fix parcă sunt luna a 9-a. Și adică cumva pentru mine să ai burtă e ceva normal, cu sarcină sau fără sarcină, asta pentru mine e ceva ok. Eu vin în Moldova și mă duc la o clinică privată, plătesc o vizită destul de scump, ca medicul să-mi spună că eu am chist la buric și să-mi spună că trebuiește urgent operată. Noi în ziua aceea plecam în Italia și nu am reușit să mai facem nimic examene, îi spun ok, programați-mă în luna iunie. Eu vin, dau toate examenele, de el îmi spune, uite, în luna iunie vin foarte multă lume acasă, haideți să programăm și operația și facem tot, tu vii, dai analizele, tot vii cu o săptămână, două mai înainte și pe urmă te operăm și tot o să fie bine, vezi că e că noi aici avem și un ginecolog tare bun și să lucrăm și pe aspectul că tu nu poți avea copii și așa mai departe, dar mai întâi trebuie cistul ăsta la buric, că el nu-mi place deloc. Ca eu să mă întorc și să înțeleg că nu este imposibil, ceva se întâmplă și să mai cumpăr un test și el să nu se primească, să iasă pur și simplu nimic, nici o liniuță, nu că... Și eu a doua zi mă trezesc, zic, nu, eu trebuie să mai fac unul. Îl fac și ceva vag undeva s-a văzut. Mă duc și cumpăr un test scump, de astea care acum arată și săptămânile, și mie să-mi arate 2+. Și eu să mă duc la medic și să înțeleg că eu sunt însărcinată în luna 5-a. Soțul meu mereu asta o spune ca un banc, zice, eu sunt cel mai fericit tată pentru că eu am răbdat mânzurile soției însărcinate doar 3 luni. Deci... Da, cam așa, că eu la sfârșitul lui mai am aflat și eu pe 21 septembrie am născut-o pe Maria, care de fapt este Maria Cataliea, dar s-a născut în ziua Sfintei Marii și bunica mea m-a rugat să-i dau nume, iar eu atât de mult o iubesc pe bunica mea și eu cred că tot succesul și tot ceea ce eu am în viață este și al meu și al fratelui, nu doar al meu, și datorită rugăciunilor pe care ea zilnic le face pentru noi și nu am putut să-i refuz asta. Și aici vreau să vă spun că asta a fost un miracol, dar acest miracol de fapt este științific pentru că eu am avut o pată și atunci a avut loc ovulația. Deci nu este miracol așa, dar asta s-a întâmplat în momentul când eu am refuzat să mă mai gândesc, am zis că ok, eu fac cur. S-a primit, nu s-a primit, pentru că toți acești 7 ani noi am trăit doar cu gândul ăsta, obsedați de asta, în special ultimii 3 primii, la început era ok, noi tare nu ne-am încordat, dar ultimii, noi am trăit obsedați de asta, noi nici nu vorbeam, nici nu noi făceam dragoste, știi, ca strict pe calendar, doar ca să rămânem însărcinat. Și asta cred că este o problemă foarte mare a de ce asta nu se întâmplă? Pentru că asta nu este ca la armată sau asta trebuie să fie firesc. Și de aici nu pierdeți speranța pentru că oricând poți să vă vie acea Marie, acel miracol. Și da, eu am rămas însărcinată plus minus de Crăciunul pe stil nou, data de 24-25 decembrie. De aceea nu ezitați niciodată să credeți în minuni și faceți dragoste doar pentru că vreți să faceți dragoste, că copiii o să vină pe urmă. Copiii noștri, pentru că soțul meu mai are o fată care locuiește în Paris și pe care noi o iubim enorm și copiii noștri sunt foarte legați și între ei, cu toate că se văd tare rar. Sunt cea mai frumoasă realizare a noastră. Nu am crezut niciodată că noi suntem în grad să dăruim atâta dragoste și eu am fost foarte speriată și la nașterea al 2-lea băietului, pentru că cumva eu mă gândeam că cum eu o să pot să-l iubesc și pe dânsul când eu sunt atât de îndrăgostită în Maria. Și asta tot nu are rost și de aici îmi cer scuze de la mama mea, mămică. Eu îmi cer scuze pentru că eu toată viața cumva te-am acuzat că tu iubești mai tare pe Emila și îi spui soarele meu, soarele mamei, dar am înțeles că el pur și simplu era mai cu minte ca mine și tu de asta te comportai așa cu dânsul. Dar nu există diferență între dragostea între copiii tăi. Inima ta practic se deschide și egal dăruiește iubirea tuturor, dar mame și dragi mame, cât de tare n-ați iubi copiii, nu uitați de voi și de bărbații voștri. Pentru că tare multe căsătorii se strică în momentul când noi, mamele, cumva devenim fanat, strict, nu mai există soț, nu mai există relații, nu mai există raport, noi nu respirăm, noi ca nu cumva să derajăm copilul. Copilul este aceeași ființă ca și noi. Dacă tu îl înveți să doarmă mai cu gălăgie, el așa o să reușească să adapteze. Dacă tu îl înveți într-un spațiu steril, strict, izolat, acustic, el așa o să continuă în viață. De aceea eu cumva am reușit pentru mine ca femeie, în primul rând, ca eu să fiu pe primul loc, pentru că eu știu că dacă eu sunt bine, copiii mei sunt bine. Dacă eu sunt stresată și sunt nefericită, copiii mei simt asta și o să fie la fel de stresați și nefericiți. Pe locul 2 este soțul meu și noi ne dedicăm. Acum avem o perioadă foarte încărcată și cumva am pierdut din asta, dar eu sper că noi o să ne reîntoarcem, pentru că noi până nu de mult, sâmbătă era strict hotel. Noi nu dormim acasă. Noi sâmbătă dormim la hotel. Eu mă îmbrac frumos, sexy, el se dă cu parfumul și ala care eu nu pot să-i rezist. Noi ne ducem și mâncăm la un restaurant bun, ne distrăm și dormim acolo. Dimineața, duminică, ne trezim, la ora 10 suntem acasă și de acolo începe ziua noastră cu copiii. Asta pe noi ne-a ajutat foarte mult să nu cădem în rutina în care de obicei nimeresc cuplurile la apariția copiilor. Și acum cred că din cauza că am pierdut asta, pentru că eu anul ăsta o să fiu foarte mult în deplasări, o să trebuiască cumva să reluăm și să recreiem ceea ce am pierdut. Și eu cred că soțul meu a înțeles asta, pentru că el m-a sunat așa, a zis că îmi gătește o surpriză. Dragi bărbați, femeia puternică nu este despre femeia afighevșă despre care voi aveți frică. O femeie puternică este o femeie fericită. De cele mai multe ori bărbații își găsesc amante pentru că îi caută derscăstea asta. Dar de ce să nu o dezvolți în femeia ta? De ce să nu-i dai voie soției tale să fie libere? De ce să nu-i faci un compliment când îi vezi că e o exagerată azi cum s-a îmbrăcat? Pentru că asta ei o să-i creeze doar dorința ca ea să se întoarcă și mai fericită și mai des arate așa de bine pentru tine. Pentru că până la urmă noi știm că vouă asta vă place, voi asta căutați. Femeia puternică este despre femei realizate. Cum zice soțul meu, femeia nu-i pasudamăică. Pentru asta sunt mașini speciale care le cumperi, le găsești un loc ușor și seara împreună putem să punem vasele la spălat și să avem o oră să ne uităm pur și simplu la un film și să savurăm un pahar de vin și să spunem anecdote sau să discutăm pe careva teme. Dar nu că femeia stă la bucătărie și strânge după tot și noi stăm pe divan și bem bere. Cumva nu vă temeți de femei puternice, pentru că de obicei femeile puternice reușesc să creeze cele mai frumoase căsătorii. Acum mă adresez femeilor din diaspora. Nu vă rușinați de ceea ce faceți atâta timp cât o faceți ca să vă ajutați familia. În momentul când simți că tu nu mai poți să stai acolo, că ai depășit acel nivel, atunci, dragă femeie, a venit momentul să faci o schimbare. Tu poți să te jălui o viață, cum poți să-ți schimbi viața într-o zi. Da, nu-i ușor, da, e greu. Da, eu am lucrat 14 ore pe zi câteodată, 7 zile din 7. Eu am ajuns că soțul meu m-a hrănit cu lingurița dorind la mine dimineața. Erau atât de umflate ligamentele de la placă că eu îmi trebuia 2 ore ca să le deschid și în 3 sau 2 ore cât trebuia să mănânc, soțul mă hrănea cu lingurița, că eu nu reușeam să o țin. După ce le-am deschis, eu apucam placa și până seara îi dădeam. Da, dimineața pentru mine era un calvar. Eu când mă gândeam că trebuie să mă trezesc și ne aduceam aminte că trebuie să-mi deschid degetele, pentru mine asta era... Dar asta a fost o perioadă ca eu să ajung astăzi aici unde sunt. Și pe mine nu m-a oprit faptul că eu sunt moldoveancă în Italia. Și eu nu cred că italienii ne-au de sclavi sau că noi suntem mai inferiori ca italienii. Dimpotrivă, când cineva pe mine mă întreabă de unde sunt și eu îi spun și mă întreabă ce fac și îi dau carte de vizită și îi rămân cu gura căscată. Asta este cea mai frumoasă senzație pe care cineva poate să o aibă. Nu contează ce muncă faci, Pentru că, până la urmă, nu suntem toți născuți ca să facem carieră, ca să facem business. Contează cu ce atitudine și ce ai tu în inimă. Și următorul meu obiectiv pe anul ăsta este să adun cât mai multe femei în jurul meu la evenimente cu numele Femeile au voce sau de ce nu diaspora are voce, pentru că eu aș fi onorată să pot implica și bărbața în această activitate, unde să facem șezători, să aducem psihologi din Moldova, coach, să dăm voie femeilor din diaspora și bărbaților și să povestească istoria, și nu taman istoria de succes, dar cum cineva a ieșit dintr-o depresie, cum cineva a ieșit dintr-o relație toxică, care au fost pașii de acomodare, ca să ne motivăm și să ne ajutăm între noi, pentru că da, e frumos să ne întâlnim la bețâi și să, blin, asta e, nici nu vine a crede că eu spun despre asta, să ne întâlnim în așa și omenesc câteodată să o facem, dar eu cred că a venit momentul când noi putem să ne întâlnim și în alte anturaje și să ne motivăm unul de la altul, să ne învățăm și să donăm. Haideți să ne unim mână de la mână și să facem bine. Pentru că eu cumva credeam că caritatea este despre asta, că tu trebuie să fii tare bogat și din banii pe care tu îi faci să-i donezi. Nu, caritatea este despre a strânge în jurul tău oameni și mână de la mână să facem bine. Și de aici și eu nu cred că este rușine ca tu să te lauzi când donezi, pentru că până la urmă asta nu este o laudă, asta este un apel pentru cei din jur ca să facă ceea ce faci tu. Poate cineva nici nu s-a gândit că este fain să faci asta, dar a auzit de la mine și a zis că da, să particip eu la evenimentul ăsta, să duci tot la un spital sau la un copil sau la o familie, asta e frumos. Și despre asta trebuie să vorbim. În primul rând vreau să spun că dacă eu astăzi aș întâlni-o pe Valeria, Valerica cum, sau Lica, cum mă numesc pe mine apropiații, eu i-aș spune, noi suntem așa de clasne. Noi am făcut așa un drum de frumos, noi am creat așa o comunitate în jurul nostru. Dă un 5. Dă un 5 și haide să-ți cumpăr ceva. Să vezi că noi putem asta să ne permitem. Iar dacă să vorbim despre cum mă văd eu în viitor, uite, asta este o problemă a mea și cred că a multora din noi, nouă ni rușine să ne dăm merite. Eu mă învinuiesc de multe ori pentru că ies atât în public, eu mă rușinez că când cineva mă întreabă de unde tu văpșe ai apărut, că nu te știe nimeni și amu ești peste tot, eu cumva și chiar și ca să fiu astăzi la tine, eu am sunat și prietenii mei și le-am întrebat, asta nu arată oare că eu mă bag și zic, dar nu, tu te-ai băgat, pe tine te-ai chemat pentru că istoria ta e faină. Și cum îmi spune și Rodica, psihologul meu, învață-te să-ți dai merit, pentru că asta este bonusul la tot lucrul pe care tu îl faci în viața de zi cu zi și la toți oamenii pe care tu i-ai ajutat și îi strângi în jurul tău și cum evoluați. Și dacă să încerc să trec peste modestia asta și peste învinuirile astea ale mele, cred că mă văd în primul rând o femeie care strânge în jur evenimente de 200 și 500 și de ce nu și 1000 de femei cu bani, dar fără profit, ca banii să fie donați. Asta este cel mai mare vis al meu. Uneori la monologurile cu eroi care vorbesc cu mândrie despre reușitele lor, apar comentarii de genul: ar fi mai bine să fii mai modest sau mai modestă. În acest context, aș vrea să-l citez pe Napoleon Bonaparte, care a zis că modestia este calitatea celor care nu au alte calități. Personal, savurez istoriile oamenilor care au reușit în viață și povestesc deschis despre asta. Nu-i consider lăudăroși, nu-i judec și nu le cer să fie mai modești, ci încerc să învăț de la ei și să mă încarc cu energia lor. Nu încetez să îndemn femeile să se realizeze în carieră și să fie independente. De asemenea, mereu voi avea un respect aparte față de bărbații care își susțin partenerele sau iubitele să se realizeze și ca personalitate, nu doar ca mamă sau ca soțiile cuiva. Munciți pentru voi, realizați-vă visele și povestiți cu mândrie despre ceea ce ați reușit să obțineți. Nu vă costă absolut nimic să apreciați și să distribuiți acest monolog, pentru că doar așa eu înțeleg că susțineți munca mea. Vă mulțumesc!